X-Factor, dar începem cu ce se întâmplă la Ploiești. Acolo două adolescente au dispărut fără urmă. Sunt două fete în vârstă de 13 și 15 ani care au plecat împreună și nu s-au mai întors. Poliția face apel la oameni să sune la 112 dacă le văd. Cristi Georgescu ne spune mai multe. Cristi, ce știi despre fete? De când au dispărut? Bun găsit, Maria, bun găsit, doamnelor și domnilor. Era trecut de ora 22 atunci când tatăl uneia dintre fete a sesizat poliția pentru această situație, având în vedere că cele două erau prietene. Vorbim despre Iuliana Gabriela Petre de 13 ani și Sabrina Mariana Klein de 15 ani, amândouă din Ploiești. Acestea au plecat fără să dea foarte multe date încă de ieri după amiază. Pentru a putea da de urma lor, familie au cerut sprijinul tuturor celor care ar putea să găsească informații cu privire la locul în care s-ar afla. Vorbim despre Iuliana Gabriela Petre, faptul că are 1,50 m înălțime, 48 de kilograme, constituție atletică, păr negru și atent în alb, ochii căprui și fața ovală. La momentul dispariției, aceasta era îmbrăcată cu o geacă de culoare negru, purta o pereche de cercei de metal de culoare galben și vă mai spun că avea pe ea un pantalon de blue jeans de culoare albastru, pantofi sporte din material textil. Bine, cealaltă tânără de 15 ani, Mariana Sabrina Klein, avea 1,60 m, are 1,60 m înălțime, 65 de kilograme, constituție atletică, păr negru pe care îl poartă prins. Atunci când a plecat, era îmbrăcată cu o geacă lungă din fești de culoare albastru, pantaloni de jeans de culoare albastru și pantofi sport din imitație de piele de culoare albă. Surugați toți aceia care au informații să sună la poliție. E important de precizat că nu a existat un conflict între aceste două tinere și familie.